Bună ziua tuturor, sunt Arutela, cu etalare pentru cei născuți în zodia Capricornului sau cu soare, lună, Venus, ascendent în Capricorn pentru iunie 2019. Am amestecat cărțile și înainte să încep etalarea vreau să vă arăt ce cărți au sărit pentru scurte mesaje. Unii dintre voi poate au nevoie să le asculte. A apărut singurătate și nebunul. Posibil, unii dintre voi încercați să riscați într-o nouă direcție, într-o nouă aventură, aventură spirituală, îmi place mie să gândesc, poate să fie de orice fel aventura aceasta, după o perioadă de singurătate. Singurătatea aceasta v-a ajutat, este similară cu eremitul, v-a ajutat să vedeți lumina în întuneric. Niciodată să nu vă speriați de momentele de singurătate. Bine, Capricornii, fiind guvernați de Saturn, sau cei care aveți planete în Capricorn, sunteți obișnuiți cu aceste momente în general. Posibil Saturn trecând prin casa voastră sau peste planetele voastre, depinde ce aveți, Lună, Venus, Soare, vă afectează într-un fel, v-a provocat la o singurătate. Dar a fost necesară tocmai ca să vedeți lumina și acolo în lumină descoperiți ce? Credința. Știu, uneori poate să pară riscant să o luăm de la zero, dar riscant cum riscă și acest tânăr. Dar avem un ideal, aveți un ideal pe care l-ați descoperit în această perioadă sau urmează să-l descoperiți. Eu o să pun cărțile la loc și o să mai amestec un pic setul de cărți înainte să încep etalarea propriu-zisă, dar vreau să vă mai arăt alte câteva cărți. Din setul celălalt de cărți a sărit 6 de bâte. 6 de bâte e 6, luna iunie. Probabil va fi o lună pasională într-o direcție. Adesea 6 de bâte este un învingător. Probabil că a trebuit să luptați într-o direcție profesională, posibil, pentru că sunteți fire ambițioase și concentrate pe lucruri practice. Foarte posibil ca în această lună sau în perioada următoare să vă bucurați de un succes. Posibil în acest succes a trebuit să învingeți trei bărbați și o femeie. Și după cum simt în acest moment, probabil că preluați și succesul altcuiva. Pe merite, evident. Pe muncă și pe luptă îndelungată. După cum vedeți, acest om are deja o cunună pe cap și mai are încă una în bâta pe care o ține în mână. De-aia spun, probabil că preluați postul cuiva la job, dar pe merit, repet, sau vă bucurați de un succes într-o direcție paralelă. Nu știu de ce așa simt în acest moment. În continuare, au mai sărit aceste două cărți, Spânzuratul și Valetul de Bâte. Unii dintre voi aveți de-a face cu un peștișor sau cu cineva într-un semn de foc. Posibil să fie mai tânăr, mai mult sau mai puțin. Poate voi sunteți mai tineri decât ei. Ideea este că după o perioadă de stagnare, de sacrificii, cărțile îmi spun că începe să se miște ceva. Ați primit iluminarea, ați ars toate compromisurile pe care le puteați face într-o direcție. Ați învățat ce înseamnă compromis, ce înseamnă amânare, ce înseamnă singurătate, cum am spus mai devreme. Și acum iar e similar, da? Ieșiți din singurătate, din sacrificii și începeți un nou proiect. Poate să fie un proiect creativ, pentru că avem bâte, da? Și ele dau celălalt, au frunzulițe, sunt verzi, sunt sunteți foarte creativi, sunteți foarte creativi. Eventual, descoperiți această creativitate în relație ori cu cineva în semnul peștilor, ori cu cineva în semn de foc. Poate primiți un mesaj pasional, pentru că vorbim de bâte, de la această persoană
Și mesajul vă scoate din singurătate sau vă aduce, știți, valetul de bâte uneori este foarte inovativ, foarte aproape genial. Poate vă aduce această lumină și înțelegeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Ce frumos ar fi, ce frumos ar fi. Sunt multe variante, multe variante de interpretare cărțile. Încerc să fiu cât mai... Ia uite, iar, desigur, discutați cu cineva în semn de apă, poate primiți niște scuze sau pur și simplu discuția vă alină sufletul, pentru că sunt cupe. Am văzut valetul de cupe în timp ce amesteca cărțile acestea. Valetul de cupe. Semn de apă, am zis, foarte delicat, foarte gentil. Discuția cu ei vă hrănește sufletul acela secătuit, secătuit, că doar sunteți semn de pământ, aveți nevoie de apă. Ca să puteți fi flexibili, să vă puteți modela după forme frumoase. Ok, Capricorn, Soarele, nu Venus, ascendent în Capricorn, iunie 2019. Capricorn, Soarele, Luna, Venus, ascendent în Capricorn, iunie 2019. Ah, înainte să începe talarea, în timp ce am amestecat cărțile cu mesaje pentru înger, ați primit un mesaj. Încetiniți un pic. Poate iar avem peștișori. Poate vă gândiți la cineva în semnul peștilor și aveți o pasiune. Văd că sunt două flăcări. Flăcări gemene. Posibil pentru unii dintre voi, capricornii cu peștii, se înțeleg foarte bine. Sau persoana respectivă are planete acolo. Poate este Neptun undeva în harta voastră, în conjuncție cu Saturn și începe să materializați niște vise. După cum vedeți, această persoană visează, visează frumos, dar visează chiar la un cuplu care se întâlnește după ce a parcurs un labirint. Poate unii dintre voi visați la flacăra voastră geamănă și vom vedea ce se va arăta în etalare, dar sunteți sfătuiți să încetiniți un pic. Poate visați mai mult decât vă este în fire. Ok. Am terminat cu aceste mesaje de introducere. Începem etalarea Capricorn. Inocență. Vai, ce frumos. Iar asta e similar lunii, similar semnului peștilor. Mergeți cu de-a lungul apei, de-a lungul vieții, cursului apei. În spatele iluziilor și oboseală. Epuizare, nu oboseală, epuizare. Dar asta cred că ține de un trecut. Asta cred că ține de un trecut. Da. Da. Unii dintre voi, da, prin ce ați trecut, dar prin ce ați trecut? Posibil unii mai și treceți, am zis, cu acest Saturn, vi se restructurează conștiința în tăcere, dar vi se restructurează. Unii a stat oarecum izolați într-o cușcă mentală, poate chiar, eu știu, fizică. Trebuie să stați într-un anumit regim. Poate sunteți în armată, poate sunteți într-un sistem rigid la lucru, nu contează. Și în această cușcă, șablon, trebuie să regândiți noțiunea de libertate. Situații de sărăcie, de zgârcenie. Poate cineva, alt semn de pământ, nu vrea să împărtășească cu voi anumite lucruri. Poate sunteți voi, trebuie să țineți de bani. Pentru că aveți în plan ceva. Pe de altă parte, în această perioadă de singurătate, vi se arată soarele. Sunteți inspirați. Sunteți inspirați și înțelegeți lucrurile. Deși unii ați experimentat vina mult timp, v-ați simțit învinovățiți sau vinovați de niște situații, poate de problemele financiare, poate de blocaje, de șabloanele pe care a trebuit să le trăiți. Dar conștiința voastră în tăcere este iluminată de ce? De sursă, de Dumnezeu, de soare. Și
treceți de această vină. De ce spun că treceți? Pentru că aveți renaștere. 10 de spade, renaștere. Dacă vi s-au pus multe în cârcă, vă transformați într-un leu periculos. Și din leu periculos înțelegeți că n-are rost să vă răzbunați pe nimeni. Răzbunare, vorba vine, să vă supărați sau să vă mai simțiți vinovați. Nu are rost. Pas cu pas, pas cu pas, vă ridicați deasupra acestor vibrații oarecum negative. Da? Vă ridicați și începeți și cântați după cum sunteți inspirați de această sursă. Sursa este o energie creativă, creatoare. Și în sărăcie, și în starea de vină, și de șablonare, repet, în tăcere, vă vindecați și conștiința voastră e trezită la o nouă putere de înțelegere. Poate aveți de-a face cu cineva inocent care vă inspiră și vă ajută să vedeți dincolo de iluzii, să înțelegeți ce înseamnă să plutiți așa de-a lungul vieții. Uneori nu trebuie, știu că sunteți ambițioși, nu trebuie să ne cramponăm de anumite idei fixe. Lăsați lucrurile să se desfășoare în timp divin și singurătatea are rostul ei și lipsa planurilor. Pentru că noi avem impresia că ne creăm viața, dar de fapt creația este a lui Dumnezeu. Pentru că sunteți epuizați de atâtea planuri, de atâtea suferință, de atâta vină, că doar v-am arătat mai devreme, sunteți epuizați. Poate aveți de-a face cu un semn de foc care preia această energie și vă transmite și dumneavoastră, dar cred că sunteți voi care îl munciți foarte mult într-o direcție. Și sunteți chemați să vă conectați la copilul divin, la inocență. Să priviți, de exemplu, cum e o lăcustă. Cum comunică acest maestru, da? Ce frumos! Un om bătrân, înțelept, vede frumusețea divină în ce? Într-o simplă lăcustă. Aici este provocarea. Să vedeți în spatele iluziilor. Să vedeți chiar că și cele mai mici lucruri au un rost. Au un rost, au o putere. Puteți învăța, știți, maestrii artelor marțiale au niște tehnici preluate din mișcările acestor insecte, a animalelor. Analizați natura, bucurați-vă de natură, lăsați-vă un pic duși de val, duși de vânt, de mirosul florilor, de primăvară și vedeți în spatele iluziilor. Toate aceste lucruri, așa zis, efemere, de fapt reprezintă ciclu după ciclu după ciclu. De ce? De reînviere. Deci dacă voi vă simțiți oarecum epuizați, fiți conștienți că odată conectați la sursă, veți renaște mai devreme sau mai târziu, veți renaște. Și avem fluturele, iar transformare și iar avem al treilea ochi. La nivelul conștiinței și al viziunii. Mi se par cărți foarte frumoase. Sper să vă inspire în ceea ce aveți voi de făcut luna asta, lunile următoare, pentru că o etalare nu trebuie să fie fixată pe un termen uman. Termenul este divin. Termenul timpul. Acum o să încep cu crucea celtică. Capricorn, soarele meu, Venus, ascendent în Capricorn, iunie 2019. Capricorn, soarele meu, Venus, ascendent, Capricorn, iunie 2019. Ok. Energia centrală. Oh, judecata. Oh, ce frumos, renaștere. E renașterea, este Pluto care vă transformă, Pluto și Saturn care în anul acesta se întâlnesc, s-au întâlnit și se tot întâlnesc. Mai aproape, mai departe, vă restructurați și renașteți. E o suferință, dar suferința asta merită. Merită experimentată pentru că vă aduce către o nouă variantă a voastră, cea mai bună variantă a voastră. Cu Pluto și cu Saturn nu scăpați de restructurare.
Nu se poate să nu auziți chemarea acestor îngeri în acest context. Și dacă vine și Jupiter în curând și ne pregătim cu toții sau în fine, cine vrea, pentru 2020, da? E clar că sunteți chemați să vă ascultați îngerul păzitor, să vă ascultați intuiția, să ascultați eventual să învățați despre apocalipsă. Cum am citit în acea înregistrare, apocalipsa are pregătite și minuni, nu doar dezastre, nu doar drame, nu doar tragedii. Moarte și reînviere. În lumină. Provocarea, asul de spade. Ce frumos. Deci, Pluto aici semn de aer. Mai mult sau mai puțin. Gemeni, balanță, vărsător. Este dreptatea. Probabil că provocarea este să tăiați cu trecutul. Vom vedea ce se va mai arăta. Și știm că semnele de pământ, capricornii fiind saturnieni, uneori, vă este greu să renunțați la trecut pentru că ați investit foarte mult, ați lucrat, ați pus sentimente, da? Dar trebuie tăiat trecutul ca să vă puteți bucura de acest, să puteți auzi această chemare, să vă puteți bucura de lumină, da? Avem lumină și aici, avem lumină și aici. Și ați avut și spânzuratul, da? Și acolo era iluminarea. Asul de spade, dreptatea. Dreptatea nu este a noastră, a lui Dumnezeu. El știe ce și cum. În trecut, sunteți voi sau este o altă persoană? Sunteți voi într-o legătură karmică, toxică, în care sunteți dependenți de unii, de alții. Poate să fie de familie, poate să fie de soț, soție, iubit, iubită, poate să fie de bani, de carieră, sau pur și simplu pot să fie frici. Poate să fie un obicei, băutură, țigări, femei, da? Orice. Aici sunteți voi. Probabil că aici este provocarea să tăiați acest diavol ca să vă bucurați de reînviere, da? Ca să nu, vorba vine, ca să nu rămâneți în iad, trebuie să tăiați diavolul, lanțurile, da? Și să vă puteți bucura de rai. Raiul e aici, în sufletul nostru, în mintea noastră. Raiul e pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu este pe pământ. Depinde de noi, dacă vrem să o vedem. Oh, 6 de spade, semn de aer, mai mult sau mai puțin. O călătorie în timp de noapte, la lună plină, iar mai mult sau mai puțin. Important este că cineva pleacă de la ape tulburi la ape calme. Poate că e o călătorie peste o apă. Poate 6 iar este iunie, da? În iunie veți călătorii. Probabil că a apărut în trecutul apropiat fiind un plan de călătorie și veți manifesta această călătorie. Vedem. Dacă nu, în trecutul apropiat ați început să vă detașați mental de acest diavol. Poate sunteți voi, poate e altcineva. Vorbind despre voi, ați putea fi voi. E Saturn, varianta negativă a lui Saturn. Saturn conjunct Pluto în Capricorn. Frumos au așezat cărțile, foarte frumos. Adică coerent. Până acum. Vedem? Valetul de spade. Ce va fi așa energia dominantă în iunie? Valetul de spade este vorbăreț. Iar semn de aer. Poate aveți planete în semne de aer. Sau vorbiți cu cineva care are planete în semn de aer. Ideea este că dacă vorbiți, aici e provocarea, aici este asul de spade și aici este valetul de spade. Valetul de spade este cam bârfitor. Uneori urmărește, poate sunteți urmăriți, poate urmăriți pe cineva. În general, este bârfitor, dar așa, urmând verticala, de este să
tăiați cu trecutul și eventual să manifestați această dreptate. Dreptatea nu trebuie să fie prea vorbăreață, spune ce are de spus. Să trăiți într-o minte clară, cu o minte clară. Oh, luna. Viitorul apropiat, am văzut luna mai devreme când amestecam cărțile în relație cu regina de cupe. Probabil unii aveți pe cineva în semn de apă, pește, rac sau scorpion și aveți niște secrete, ori dumneavoastră față de ei, ori ei față de dumneavoastră. În acest context, este posibil la lună plină, pentru că este viitor apropiat. Să reușiți să tăiați cu acest trecut și să manifestați această călătorie, da? Avem lună plină și aici, aici, da? Poate la luna plină trecută v-ați plănuit această călătorie și o împliniți, zic și eu. E posibil și așa. Dar, dacă este așa, s-ar putea împlinirea acestei călătorii să se termine cu o renaștere. Cu o renaștere. Judecata este și împăcare, în cazul în care v-ați certat cu cineva. Este o reconciliere cu un semn de apă. Poate să fie un semn de apă, o împăcare cu un semn de apă. După ce, eu știu, ați vorbit sau ați fost afectați de niște bârfe sau ați vorbit poate puțin profund, așa cum ar fi provocarea. Provocarea este să spuneți adevărul prin ce ați trecut, prin ce treceți în acest proces de tăiere cu trecutul. Nu să vă pierdeți timpul în nimicuri, ce ați mâncat azi, ce ați făcut, ce, pe unde v-ați plimbat. Discuții de dragul discuțiilor, da? Nu, discuția trebuie să fie directă și despre adevăr. Sper că mă înțelegeți. Sfatul este, ce frumos, ce frumos este steaua. Iar semnul vărsătorului. Nici asta nu este foarte important, decât pentru unii poate, nu pentru toată lumea. Ce înseamnă steaua? Împlinirea dorințelor. Dar ca să vă împliniți dorințele, trebuie să vă vindecați. Și aici este provocarea să tăiați acest diavol. Vechiul eu, haide să zicem că este vechiul Capricorn. Trebuie să-l tăiați, să renașteți, da? Și să manifestați împlinirea dorințelor. În momentul în care tăiați aceste energii negative, începe să manifestați energii pozitive. Înțelegeți, dragii mei? Vă vindecați voi, încep și ceilalți din jurul vostru să se vindece, pentru că vibrațiile noastre influențează și pe cei din jur. Poate vă întâlniți persoana care vă este destinată. Poate unii dintre voi sunteți chemați la o misiune, altfel de misiune, dar trebuie să ascultați vocea. E o misiune, unii, evident, nu toată lumea, în care puteți să-i vindecați pe ceilalți după ce ați experimentat toate traumele astea și ați învățat și ați și aplicat eliminarea negativului, tăierea cu trecutul, îi puteți învăța și pe ceilalți. Steaua este o persoană importantă, este o persoană publică, cunoscută de foarte multe persoane în jur. Poate aveți de-a face, sfatul este să... Ori să deveniți voi această persoană, ori să stați în preajma unei persoane care vibrează cu această energie. Exterior. Cavalerul de monede. Exterior. Un semn de pământ. Vă invită la un nou proiect, la o legătură de lungă durată. Dacă nu este semn de pământ, este o persoană care vine foarte încet cu această ofertă. Cavalerul de monede se mișcă încet. Dar din ce motive? Pentru că e precaut. Nu e obligatoriu să fie semn de pământ. Poate să fie orice semn. Este o persoană precaută. Ar intra în viața voastră cu o ofertă de stabilitate. O ofertă valoroasă. Că este
cadou, că este un job, că este o relație de lungă durată sentimentală, da? Este că vine încet. Și de ce vine încet? Haide să vedem. Pentru că trebuie să tăiați cu trecutul. Până nu tăiați cu trecutul, nu terminați, nu poate să vină în viața voastră să manifeste ce abundență, că de fapt asta vrea. Cavalerul de monede, că e femeie, că e bărbat. Nu contează semnul, repet, de nu știu câte ori. Vrea stabilitate, vrea abundență împreună cu voi. Dar voi trebuie să renunțați la ceva din trecut. De ce vă este frică? Ia, am zis, am vorbit de ea. Și a apărut așa la un moment dat când am amestecat cărțile. De Regina de Cupe vă e frică. Și de ce? Pentru că vă sensibilizează. Și unii dintre voi ați fugit de emoții. Unii dintre voi. Și deja mă cutremur când mă înfior când vorbesc despre asta. Nu știu de ce. Unii dintre voi ați fugit de emoții. În relații toxice, în băutură, în femei. Bine, evident, nu toți capricornii sunt așa, vă rog frumos să nu vă supărați. Poate, repet, poate n-a fost așa, poate ați fugit în muncă, poate ați căutat o carieră să faceți bani ca să nu vă mai gândiți la dragoste. Pentru că Regina de Cupe reprezintă o femeie foarte amabilă, tolerantă, gentilă, care vă vindecă sufletul. Este semn de apă și judecată, am zis că e Pluto. Avem și Luna. Vă este teamă că, știți, am văzut și vina mai devreme, da? Ați văzut cu ochii voștri, pentru cei care știți engleză. Diavolul poate să vă simțiți vinovați într-o privință. Sentimentul de vinovăție este foarte toxic. Și vă este teamă. De dragoste? Vă este teamă de cineva? Nu știu de ce vă este teamă. Vă simțiți vinovați față de ei. Și ce vă doriți? Vă doriți să vă exprimați adevărul. Vă doriți să veniți în viața lor ca un cavaler pe cal alb, în armură albă, un cavaler salvator. Dar știți, aici e provocarea, știți că trebuie să tăiați cu trecutul. Să renunțați, să renunțați la acest capricorn, la acest diavolaș. Vă doriți o discuție sinceră. Pentru că aveți aici, asta e provocarea. Cavalerul de spade e destul de gelos. Poate sunteți gelos pe această doamnă, domnișoară, poate să fie și bărbat. Și vă doriți să-i, nu știu de ce mă gândesc că vreți să-i furați. Dar, cavalerul de spade, vă doriți să vă mișcați mai repede. Da, aici este. Poate ei să se miște ei mai repede, pentru că ei de fapt se mișcă încet. Dar de ce se mișcă încet? V-am zis, pentru că voi trebuie să renunțați la trecut. Eu, acum, evident că puteți să inversați rolurile, dar etalarea e pentru Capricorn. Evident, nu toți Capricornii sunt toxici. Poate este o persoană, repet, nu vă supărați, poate o persoană toxică în viața voastră la care trebuie să renunțați. Nu toți Capricornii sunt așa. Cunosc Capricorn foarte frumoși. Toți avem plus, 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 că toți avem o latură întunecoasă. Un aspect negativ al nostru, deci nu e nicio problemă, nicio supărare, nicio jignire. Finalul. Vai, trei cavaleri. E clar că aveți. Trebuie să manifestați mișcare. Trebuie să vă mobilizați. Vă veți și aveți și șase de spade călătorie. Vă veți duce undeva, vă veți întâlni cu cineva. Cavalerul de bâte ce înseamnă? Finalul este să manifestați pasiune, aventură, aventura vieții voastre. În sensul frumos al cuvântului, evident. În sensul frumos. Amândoi sunt rapizi și cavalerul de spade. Va trebui o aleacă să vă mai temperați. Și să și acționați pasional, nu doar să vorbiți. Cavalerul de spade uneori vorbește. Vorbește cam prea direct anumite lucruri. Da? Trebuie să învăluiți un pic spada, să nu mai fie atât de dură, să fie o bâtă oarecum. Bătele sunt creative. Să fiți mai creativ în abordarea asta, vreau să zic. Da?
Ok, trebuie să fim sinceri, da? Că avem asul de spade, trebuie să fim sinceri. Dar un pic creativ în abordare și un pic mai pasionali. Ce frumos, am fost curioasă, uneori sunt curioasă. Aveți iar nebunul. O luați de la zero într-o direcție. Într-o direcție. Riscați. Amândoi riscă. Și cavalerul de bâte și cavalerul de... De fapt și cavalerul de spade riscă. Trebuie să riscați. Să începeți această aventură a vieții voastre. Și iar avem transformare. Moarte. Pluto. Scorpion. Transformare. Transformare. Aveți... Așteptați pe cineva de peste o apă să vină în viața voastră. Așteptați sau sunteți așteptat. Priviți în zare cum vine. Bănuiesc că nu vine cu corabia. Poate să vină cu altceva, cu avionul. Așteptați pe cineva să vină. Și iar avem aici, ia uite, începeți. Începeți. Renunțați la o perioadă de mari dureri. Mari dureri. Este similar ce am văzut mai devreme cu Renașterea, da? Primele cărți. 10 de spade. Trebuie să renașteți la o nouă pasiune. Pasiune, în primul rând, da, într-o relație cu cineva. Într-o relație cu cineva. Dar mai ales pasiune pentru voi. Pentru vindecarea voastră. Ambele cărți reprezintă vindecare și eremitul. Și temperanța. Și temperanța, din câte am citit și eu, este singura care anulează diavolul. Ce înseamnă temperanța? Înseamnă spiritualitate. Și, de fapt, și eremitul, da? Dar eremitul uneori poate să pice în extrem. Prea multă singurătate, da? Temperanța. Comunicarea cu îngerii. Echilibru emoțional. Descoperirea luminii interioare. Curățarea chakrelor și conectarea la niște emoții pozitive și aici este, de asta vă este frică, de asta vă este frică de emoții, dar puteți, prin spiritualitate, să descoperiți că poate în preajma cuiva puteți manifesta o pasiune frumoasă și emoții frumoase. Da, îmi plac cărțile. Îmi plac cărțile. Renunțați, da, o viață în care v-ați mințit pe voi înșivă. Ați avut niște conflicte, poate v-ați făcut iluzii într-o direcție. 10 de cupe și 10 de bâte. Unii dintre voi. Dar aveți aici 2 de ași, da? 2 ași. Scuzați-mă, 2A și niște arcane majore superbe, intense. Și regina de cupe care sugerează dragoste frumoasă, adevărată. Și steaua, puteți avea această dragoste dacă vă transformați și dacă lucrați cu voi înșivă. Repet, dacă nu sunteți voi, poate să fie cineva din preajma voastră și nu vă supărați când apare diavolul și... Nu, cum zis, pot să fie frici, nu neapărat obiceiuri proaste, că bănuiesc că nu toată lumea are obiceiuri proaste. Acum, să tai cărțile pentru etalarea intimă. Dacă există cineva sub 18 ani, vă rog frumos să închidă, să uite în altă parte. Aici rămânem peste 18 ani. Energia sexuală este foarte importantă pentru toți dintre noi și ar trebui să conștientizăm că cele mai... ce aș vrea să spun? Ar fi trebuit și la alte etalări, dar acum mi-a venit ideea să nu uitați că orice relație intimă atrage karma celelalte persoane. Cu cât aveți mai multe relații intime, cu atât absorbiți karma celorlalte persoane. Și atunci nu vă mai întrebați de ce aveți toxicități și aveți probleme în viață. Da? Unii dintre voi. O să mai discutăm problema asta. De-aia este mai bine, mai puțin și de calitate. Sau, eventual, loialitate pentru o singură persoană. Eventual, sufletul pereche, sufletul geamă. Capricorn, Soare, Lună, Venus, ascendent în Capricorn, iunie 2019. Ce vă doriți voi? Ce își doresc ei? De ce vă este frică vouă? Mi-a intrat o albinuță? Uf. De ce le este frică lor? Sper să pleci și tu un pic mai încolo, să ne lași de ce timp, da?
7 de cupe. Cupele sunt cele mai frumoase în acest tarot, cupele și butele. Câteva și câteva monede. 7 de cupe în general simbolizează fantezii. Aveți fantezii erotice față de această persoană, poate să fie semn de apă. Pești, drac, scorpion. Fantezii sau o persoană care vă face foarte emoțional și da, vine încet. Ați avut și cavalerul de monede și aici avem proscuța testoasă. Vine foarte încet în viața voastră și până vine, vă permiteți niște fantezii frumoase. Frumoase pentru că aveți emoții și pentru că iubiți. Ce-și doresc ei? Vai, unde am mai fost, în aceeași poziție a mai fost o zodie, nu mai știu ce zodie, nu mai știu ce zodie, ce-și doresc ei. Să fie lumea pentru voi. Sau voi să fiți lumea pentru ei și una și alta. Să fie o dragoste totală, asta își doresc ei. Să-i tratați cu dragoste și cu respect. O dragoste specială, nu doar dorință fizică. Își doresc să vă iubească cu totul și să-i iubiți cu totul. Cu totul. Să fie și legătură fizică și legătură emoțională. Este o legătură karmică, evident, iar avem Capricorn, dar este o legătură și darmică. Avem porumbelul. Șanse de creștere spirituală în conexiune cu această persoană. În momentul în care faceți dragoste, vă puteți descoperi această latură spirituală. Da? Transformare prin dragoste, că ați avut și moarte, ați avut și temperanța. Transformare. Renunțați la tot trecutul în momentul în care sunteți împreună. De ce vă este frică? 6 de monede. 6 de monede. Bănuiesc că sunteți. Cred că sunteți voi, fiind monede. După cum vedeți, persoana asta este foarte pofticioasă și a pus o grămadă de mere în față și mănâncă unul cu atâta savoare. Și parcă cu cât mănâncă, cu atât dorește și mai mult. E dezbrăcată, l-așteaptă pe acest domn. L-așteaptă plină de dorințe. Ori vă este teamă că persoana își dorește prea mult de la dumneavoastră, ori dorința asta pe care o simțiți față de ea nu vă mai dă pace. E aștepta să vină. 6. 6 este călătorie. În general, este iunie, dar avem 6 de monede. Echilibru. Cred că vreți să împărtășiți din merele astea și ce înseamnă mărul. Este ispita, este tentație. Aveți multe tentații să-i oferiți și aici vă este teamă. Nu știți dacă o să le primească. Și este una specială, este un măr legat, da? Poate aveți ceva magic, ceva special, special doar pentru această persoană și nu știți dacă va fi primit. Pentru că teoretic ar trebui să fie în balanță, în echilibru, dar adesea 6 de monede este dezechilibru. Vă este teamă că nu va fi primită o ofertă sau ceea ce vă doriți voi va fi refuzat. Așteptați să vină, nu vă mai gândiți, nu vă mai faceți atâtea temeri, că de-aia apare diavolul, teamă, teamă, prea multe temeri. De ce le este frică lor? Patru de băte, semn de foc. Patru de băte reprezintă o relație, bazele unei relații de lungă durată. Le este teamă că dacă fac dragoste cu voi, s-ar putea să își dorească mai mult și să-și schimbe viața de la o persoană singură să devină
o persoană în cuplu și asta de multe ori e o provocare, mai ales pentru oamenii independenți. După cum vedeți, cei doi deja nu mai stau pe... Stau doar pe două picioare, ca și când ar fi o singură persoană. Și mi le este teamă că își vor dori lucruri pe care nu le-au mai dorit până acum. Lucruri trăsnite. Dar, repet, poate să fie o teamă de o relație de lungă durată. Își doresc, pe de-o parte, să fie lumea, dar probabil că nu știu dacă o să fiți suficienți de stabili. Aici este. Pentru că aici este un leagăn. Nu știu dacă o să fiți suficienți de stabili pentru a rămâne în lumea lor, în viața lor, pentru a reprezenta lumea pentru ei și ei pentru voi. Înțelegeți? Nu știu dacă veți fi stabil, dacă vă veți păstra echilibru, iar vorbim de echilibru ca la șase, da, iar șase înseamnă echilibru. Aici este vorba de altfel de echilibru, de împărtășire, de reciprocitate, dar e vorba de a vă menține pasiunea în timp, a nu vă destabiliza, da, nu cumva să se rupă leagănul de la prea multă pasiune. Vai, ce frumos, am vrut să vă arăt. Aici, unul încearcă să-l cucerească pe celălalt. Încearcă, va trebui să-l cucerească și să arate, de fapt, ce simte. Simte că este adorat. Bănuiesc că dacă aveți atâtea fantezii și ei simt că sunt o persoană specială în viața voastră, sau voi sunteți o persoană specială în viața lor, este a 9 de monede, iar semn de pământ și 2 de cupe, o legătură foarte profundă. Aici este dragoste, dragoste, dragoste. După cum vedeți, acest bărbat parcă s-ar mulțumi doar cu o buclă din părul ei pentru a fi satisfăcut. Atât de mult o adoră, este similar cu lumea. Atât de mult o iubește. A făcut un cult pentru ea, o pasiune pe care nu și-o explică. Nouă este spiritual, iar, revin, va fi o dragoste care vă transformă. Și ce aveți aici? Doi de cupe. Doi de cupe. Legătură între două suflete perechi. Sau flăcări gemene. După cum vedeți, îi ține mâna în timp ce face dragoste. Stă apropiat de ea. Parcă își dorește să-și simtă inimile cât mai apropiate, să bată la unison. Da, și trebuie să o luați de la capăt, să o luați de la zero, să începeți această pasiune. După ce v-ați abținut mult timp, după ce v-ați luptat cu voi înșivă. Aceasta este... A, să mai citesc un pic. Capricorn, Soare, Luna, Venus, Ascendent, un sfat. Pentru Capricorn. Alege dragostea. Alege dragostea. Nu sexul. Alege dragostea, nu, eu știu, surogatele. Nu prieteniile de duzină. Alege dragostea adevărată. Întotdeauna ai posibilitatea să alegi. Alege ceea ce îți face plăcere. 21, avem 21 și la lume ceva legat de ziua de 21. Poate să fie pentru unii dintre voi. Și aici ce avem? Concentrați-vă pe dragoste și iubiți-vă pe voi înșivă. Considerați fundația, da? Fundația e pusă. Chiar dacă vă este teamă. Pentru că probabil amândoi sunteți singuri. Sau nu știți dacă va fi stabil, dar dragostea,
este de fapt piatra de temelie, considerați ca fiind pusă. Iubiți ceea ce sunteți, că ați trecut prin situații dificile, iubiți ceea ce sunteți pentru că experiențele v-au făcut mai înțelepți, mai puternici și mai doritori de dragoste, de dragoste adevărată. Focusați-vă, concentrați-vă pe dragoste. Priviți frumosul din tot ce este în jurul vostru. Și dragonul ăsta are ceva frumos, da? Și diavolul acela are ceva frumos. Să nu vă faceți griji cumva că nu meritați. Și să rămâneți doar cu... Ar fi păcat să rămâneți doar cu fanteziile, da? Vă doresc o lună frumoasă. Sper că va rezona cu unii dintre voi. Țineți-mă la curent cu ce se va întâmpla. Dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine!